Preoții din țara Făgărașului merg zilele acestea din casă în casă pentru a-i binecuvânta pe credincioși și pentru a le sfinți locuințele. Oamenii sunt stropiți cu apă sfințită, iar preoții rostesc rugăciuni pentru ocrotirea caselor și sănătatea celor care locuiesc în ele. Toate acestea pentru că luni, 14 septembrie, credincioșii sărbătoresc Ziua Crucii. Încă de câteva zile, gospodinele din țara Făgărașului muncesc din greu pentru a-și curăța locuințele. Femeile se pregătesc să-i primească pe preoții de Ziua Crucii. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântă moștenirea Ta. Înălțarea Sfintei Cruci, semnul Sfintei Cruci, cum bine știm cu toții, este simbolul sau emblema creștinătății. Și de aceea sărbătoarea aceasta este o zi deosebită. Ea este legată de post, pentru că prin post ne amintim de jertfa Mântuitorului. Însăși crucea, de fapt, ne aduce aminte de jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și de aceea, chiar dacă este sărbătoare, noi o petrecem această zi prin post, prin post aspru. De aceea, înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, în orice an s-ar nimeri ea această zi, fie că ar fi duminică sau în altă zi a săptămânii, deci o petrecem prin post, prin post aspru, prin ajun. S-a încetățenit tradiția aceasta ca de Ziua Crucii și de Bobotează, cel puțin în părțile acestea ale noastre, să sfințim și casele credincioșilor. Pentru că de Ziua Crucii se săvârșește totdeauna sfințirea apei. Deci se săvârșește slujba aceasta de sfințire a apei, iar cu apa sfințită îi sfințim pe credincioși, dar în același timp sfințim și casele lor. Și pentru oameni a devenit deja o tradiție să-l primească pe preot în casele lor. Bine! Pentru casă, pentru binele căsii, sunt singură! Înseamnă un lucru foarte bun, fie că e Ziua Crucii. Și acum vine Ziua Crucii lunii. E o zi de post, zi de rugăciune, trebuie să fim, cum se spune, credincioși. În fiecare an, la 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește praznicul împărătesc al înălțării Sfintei Cruci. Fără cruce nu există înviere și mântuire. Ea este unul din cele mai dintâi simboluri creștine, reprezentând marele mister al credinței, patima și moartea, prin răstignirea Domnului Iisus Hristos.